Astăzi, rețeta lui Uica Mihai sare din tiparele obișnuite ale bucătarilor cu pretenții, fiind croită după chipul și asemănarea lui, cu mult saft și mai ales poveste. Veronica, fii bună, ia lemnele alea de acolo, că ne trebuie. La ce am eu de gând să gătesc astăzi, ne trebuie o pădure întreagă. Hai, da. Da? De ce vrei fac să gătești? Un foc. Facem un pui fript la groapă, înăbușit, haiducește. În groapă? Hai să te ajutăm. Deci un pui haiducesc? Hai, da. Uite, eu îți dau ție o pară. Tu de mie, stai să rup ăsta, așa? Așa. Tu ține lemnele? Da, stai. Iulus, ține cazmaua. Așa. Tu ia lemnele. Așa. Așa. Ia ca. Și hai să cotăm un loc să ne apucăm. O, nu ți-e foame, eu mi-s lignit, ba, să știi. Cum? După umblat pe pădurile astea. Și zici că facem pui în groapă? Da. Când eram copil, fugeam câte 3-4 zile de acasă și atunci asta era un mod în care găteam noi. Se sapă o groapă adâncă, se face un foc puternic în ea, puțin mascat, o să-ți explic eu mai târziu de ce, și după aia în groapa aia încinsă se pune puiul pe câteva pietre. Și ce treabă are mâncarea asta cu locul ăsta? Deci eu trebuie să venim tocmai până la Cucuribu. Uite, suntem la Teregova aici, e un loc încărcat de istorie, aici au fost partizani. Da. Și vis-a-vis de haiducia, haiducii aveau felul lor de a fi, deci luau de la bogați să dea la săraci. Partizanii s-au opus oprimării comuniste. Deci au luptat pentru toți. Au luptat pentru absolut toată lumea. A fost fenomenul ăla că imediat după război, când comuniștii au ajuns la putere, erau ca un fel de haiduci invers. Luau de la cei care aveau pământ, care aveau avere, oamenii harnici, muncitori, Le lua tot, pe ei îi închideau, îi deportau, îi trimiteau în bărăgan. Iar aici oamenii n-au suportat asta. Aveau convingeri puternice, aveau suflet tare, oameni de munte. Și au fugit pe păduri, stăteau ascunși în păduri și s-a încercat crearea unei rezistențe împotriva comunismului. Urmașii lor au suferit până la Revoluție. De-abia Revoluția a mai restabilit... I-a mai restabilit sufletește, dacă da. Se poate spune. Bă, Veronica, trebuie să mă apuc de săpat, că mi-e foame. Da? Și uite, tu mănânci pere. Eu m-am aprovizionat. Da, stai să aleg un loc bun. Uite, aici e pământul cam tare, numai ia să vedem. Așa trebuie, uico. Dacă ți-a dat prin gând să o duci pe Veronica să-i dai pui fript în groapă, în mijlocul pădurii. Auzi, hai că mă duc eu să culeg lemne sapă, tu vrei? Cine sapă groapa? Stai, că știu eu de ce n-am spor. Ha. Păi dacă vreau să fiu partizan, trebuie să mă fac partizan de adevărat. Ia. Ia să vedem acum. Acum să vezi tu cum sapă uica. Ia să... O partizano. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partizano. Nella montagna, fi bună, lasă lemnele și leagă-mă. E la mia vita perderò. Auzi, cu puțin cântec, ia uite, cum se înfige cazma în pământul patriei. Vai, Uico. Auzi, hai să căutăm totuși alt loc, nu? Hai să căutăm un loc. Hai. Mai ușor cu vorba decât cu săpatul. Dar Uica nu-și pierde încă entuziasmul, doar au trecut partizanii prin situații mult mai grele. Ai, mamă! Nu ne-a ieșit groapa nici din a doua încercare. Foamea ne încrâncenează însă mai tare și recurgem la măsuri disperate care pe partizan i-ar fi costat viața. Noroc că pentru noi asta nu e o realitate. Auzi, Uica, tu îți dai seama că dacă partizanii ar fi făcut mâncare la marginea drumului? Veronico, uite aici. Ne jucăm de-a haiducii, ne jucăm de-a partizanii. Da. De-aia mi se leșină de foame. Uh-huh. Locul ăsta e singurul loc cu pământ moale pe care l-am găsit, unde Uica poate să sape cu hârlețul. Așa că vrei, nu vrei, eu fac groapa aici. Așa. Să știi că pe vremea partizanilor nu era drum aici, nu treceau... Așa. Nu era drum asfaltat. Așa că închipuieți că deasupra noastră e o pădure seculară. Da. Da? Liniște perfectă. Noi doi suntem partizani și eu sunt groapa. Gata. Care e legătura, Uica, între puiul ăsta îngropat
Și partizan. Ei, de ce se face focul în groapă? Mm. Păi dăm seama că ei se ascundeau, erau observați, nu? Și dacă făceau foc la suprafață cu flăcări, se vede la linia orizontului la 8 km focul. Așa că focul se făcea într-o groapă, da. Se masca, o să vezi că și noi punem niște crengi deasupra, mm-hmm. să nu se vadă flăcări. Și dă seama că ei n-aveau hârleți. Știi cum săpau? Mm. Cuțitele. Da? Săpau. Dar erau oameni aspri, învățați cu munca grea, cu viața asta așa. Nu ca mine, om de m-am mutat la oraș, m-am făcut comod. Eu mai mult mâna pe telecomandă decât pe... Fac ce fac și mă uit la TVR 3. Ia, Veronico, hai să vedem. Tânăra generație trece la hârleți. Veronica, până tu sap groapa, eu mă duc să adun lemne. Că nu-mi place să stau să mă uit la om cum lucră. Hai să aprindem focul. Gata, Veronico! Fugi să facă uica focul! Ajutor! Ajutați-ne și pe noi! Cum butelie, cum fac? Vrem să facem și noi un puișor. Uite suia. Na. S-a stins focul, Veronico, Veronico. Doamne ajută-mă, fă cumva! Puiul ăsta nu ni se arată. Chinuim de câteva ceasuri deja. Rugăciunile lui Uica sunt ascultate și ne sare la timp în ajutor preotul satului, Popa Pica. Născut și crescut la Telegova, pentru care să sape o groapă și să faci un foc, e treabă de jumătate de ceas. Doamne, Veronico, îmi crapă obrazul de rușine. Păi eu n-aș fi bun de partizan. N-aș putea să mă duc. Dacă ar fi acum, să luăm arma în mână, să... O, n-ai văzut, am mers 5 metri. De-abia întorc sufletul. M-am chinuit să sap o groapă. Dacă nu primeam ajutoare, așa cum primeau și partizanii, rămâneam flămânzi, rămâneam cu puiul nefăcut. Uica își consolează nepriceperea, spunându-ne că o să-i dea pe spate pe preot și pe preoteasă cu rețeta lui neobișnuită. Și cum era cu puiul ăla? Hai că la foc înțeleg, mă. Uica nu e obligatoriu să te pice. Dar cu puiul cum e? Cu puiul? Păi puiul se prepară foarte simplu. Îl am gata curățat, îi pregătit de fript, un pui întreg, gras, are 2 kg și ceva. 300. Mm-hmm. Uite, am două mere sănătoase pe care o să le bag în burta puiului să nu-i pice coastele, să se poată frige uniform. Sare, piper, boia, cimbru. Și punem focul la, puiul la jăratec în groapă și lăsăm așa să zacă 2 ore zi. Am auzit niște povești cutremurătoare. Și că trebuia împușcată soția unui trădător. Și a fost trimis să o împuște chiar nașul ei, cel care a botezat-o și a cununat-o cu încă un tovarăș. Și a luat pușca și a ochit nașul fetei și n-a putut să treagă. Și a zis lui tovarășului, mă, nu pot să pușc, că am botezat-o și am cununat-o. Numai fi bun, eu iau linia de ochire și apasă tu pe trăgaci. Și a pus arma la ochi și a luat linia de ochire și tovarășul lui a tras cocoșul armei și a împușcat-o pe femeie. Mâniem focul. Așezăm în jar 2 lespezi de piatră pe care o să zacă puiul la fript. Aruncăm cartofii la copt și îi dăm saft puiului umplut cu fructe, presărându-l cu sare, boia, piper și cimbru. Iată-l pe domnul pui pe care îl botez pui partizan. La focul cine ești, nobașule?
Așa. Ia uite ce frumos stă pe piatră. Și acum va trebui să aranjez focul. Ei, uite ce am uitat eu, Veronico. Cum se spălau partizanii, știi cum? Mm. Așa. Dar eu o să iau niște frunze de brusture, care aici se numesc bruscălani. După aia o să cobor să caut un izvor, că vreau și apă de băut. Că mâncarea fără beutură nu e mâncare. Iar beutura partizanului e apa, să știi. Așa. Care e secretul la puiul ăsta? Secretul? Păi, cred că e combinația de toate elementele, inclusiv istoria care însoțește mâncarea. Uh-huh. Că o să plecăm până el se face... Mergem în sat, Veronica, nu? Da. Să stăm cu urmașii da, avem... de nu vorbă. Nu se arde ăsta? Nu o să se arde ăsta, încet, încet, că focul pierde din putere, înțelegi? Acoperind groapa încinsă cu crengi și frunze de brusturi, lăsând puiul să se pătrundă în căldura jarului și a pământului ars de foc. Și o luăm încet în sat. Tărăgova e o zonă renumită pentru mișcările partizanilor. Doda Lenuța, fiica lui Petru Anculia, avea doar 7 ani când și-a văzut tatăl împușcat și răstignit 3 zile în mijlocul satului. Povestea ei ne-a cutremurat sufletele. Dumneata aveai 7 ani atunci. Da, 7 ani aveam. Și nu întrebai pe mama, mamă, unde-i tata? Nu știa nici ea, mă întrebam, dar nu știa. Că doar nu o pleca să știe inima, o pleca singur. O vănăcăja jandarii, veneau acasă să... Ei năcăja și noaptea și ziua ne spălau când îți vedea lampa aprinsă. Toți ne înconjurau acolo și ne veneau și ne întorceau saltelele și dormeam pe jos și nu putea nimeni să vină la noi, că îi luva acolo la securitate și îi beceau. Ori veni nervoi din casă mâncare, rechie, găini, cremide de construcții. Și prin căzări ori căuta și prin fân și cu furșile și cu cărcăzucă-i tot așa acasă. Nu, ajunge că nu a fost. A suferit o viață întreagă pentru că a fost fică de partizan. La gimnaziu n-au primit-o la școală, iar mai târziu, după ani de zile, băiatului său i-a fost refuzat dreptul de a învăța la o facultate. Tot de la ea am aflat că partizanii erau ajutați cu mâncare de localnici, care le lăsau traistele cu bucate în locuri convenite, dar mereu erau vânați de patrulele securității și se întâmpla ades ca răzvrătiții să rămână flămânzi cu pachetele atârnate prin pădure. Au, ce bine sfârie puiul ăsta! Hai, hai că pică lumina și după aia nu mai puteți să-l arătăm, măcar gata. Așa în faza asta! Nu? Dispoziție, dispoziție, hai! Șeful este șef! Măcar să-l vadă telespectatorii. A, păi arată bine, Veronica, ia uite-te! Rustic, așa, făcut pui tip partizan. Facem parte din categoria mâncărurilor potrivicorora stomacul deștept. Ține mintea sănătoasă. Sănătoasă, numai să fiți pe fază și când mergeți să faceți o mâncare din asta, nu uitați! Târnă cop, sapă, lopată, lumânări, bucățele de cauciuc, ce mai erau, cofraje de ouă, brichetă, hibrite, luați cu voi un specialist, dacă nu vă pricepeți, dacă viți ca uica. Și un televizor cu TVR3 și sarea în bucate. Absolut necesar. Poftă bună! Hai să-l mâncăm pe dânsul. Hai, predânsul! Hai, dă-mi instrumentul. Hai. Ce să-ți dau, țăpușa?